Bună seara! Te salut din nou cu mare drag! Să știi că mi-a fost dor de tine, chiar dacă am avut o vacanță de vară tare, tare frumoasă. De astăzi vei avea parte din nou de seri perfecte pe care le vom petrece împreună. Ți-am pregătit o mulțime de subiecte interesante, iar artiștii, politicienii, vedetele și starletele, oameni frumoși, de succes, toți ei fac deja coadă ca să vină aici, acasă, și să-ți povestească despre noutățile și realizările din viața lor. Nelly Ciobanu nu ar fi putut cânta astăzi. Dimineața, artista a trăit unul din puținele momente în care vocea ei de aur a cedat. Nu de răceală și nici de oboseală, ci de multe emoții. Vedeta a fost la școală ca să asiste la careul festiv și să asculte primul sunet din noul an de învățământ împreună cu fetița ei, Mirela. Chiar dacă micuța merge deja în clasa a doua și are ceva experiență, mama și fiica au avut astăzi o dimineață agitată. Nelly Ciobanu s-a trezit cu noaptea în cap ca să-i aranjeze părul, să-i calce hăinuțele și să-i pună rechizitele în poșetă. Iar pentru noroc, interpreta nu a uitat să-și sărute odrasla. Îmbrăcată la 4ace, cu părul bine aranjat și cu emoții trădate doar de un zâmbet cochet, așa s-a prezentat astăzi la careul festiv Mirela, fiica interpretei Nelly Ciobanu. M-am trezit la ora 6 pentru că trebuia să reușesc, chiar dacă era costumul ei pregătit, trebuia să-i aranjez și părul, trebuia să am grijă și de mine. Un pic mai puțin emoționată decât anul trecut, atunci când am mers în clasa 1. Astăzi deja suntem mai lejeri, suntem clasa 2. Vom privi, să-i spunem așa, cuvintele de bun venit, de salut a celor care pășesc de-abia în clasa 1. Astăzi noi suntem mai mari. Ți-a fost dor de colegi? Foarte mult mi-a fost. Prima lecție a fost dedicată culturii. Profitând de ocazie, învățătoarea le-a prezentat-o copiilor pe Nelly Ciobanu, artistă emerită și una dintre cele mai frumoase voci din Moldova. 1, interpretă, 2, mămică, 1, da, 0, prietena. Chiar din prima zi de școală, Mirela s-a apucat serios de lecții. Este fetiță foarte bravo, mi-e dragă sufletului și ochilor pentru că e receptivă, vrea să cunoască, este dornică de a ști totul, de a fi la curent și e dotată. Mirela învață pe note bune, media finală e 9 și aproape de 10, îi merge bine și la matematică, se descurcă de minune, dar aș zice că mai mult se descurcă la limba română. Îmi place să citesc tare multe cărți interesante. Mi-am plăcut cartea Alba ca zăpada și 101 dalmațieni. Ne ajută una pe alta. Ne face să ne simțim bine, ne ajută la greu, ne jucăm. E o prietenă, de când o cunosc, e o prietenă foarte bună.